Odată cu dorința românilor de a scăpa de grija facturilor la curent, au apărut pe piață și instalatori neautorizați care montează panouri fotovoltaice. Specialiștii ne atenționează însă că în aceste situații există un risc ridicat de incendiu. Chiar aseară în București a luat foc o locuință care avea panouri fotovoltaice, iar în Prahova în ultimele luni au fost 4 incendii produse din această cauză. Mamă, ce arde! E cineva în casă? Flăcări puternice au cuprins acoperișul și mansarda unei case din București. Pompierii spun că erau montate 12 panouri solare, iar incendiul a pornit de la un scurt circuit. Este verificată ipoteza ca flăcările să fie apărut la cablurile de legătură. Astfel de incendii se produc tot mai des în România. În Prahova, de pildă, în ultimele luni au fost 4 incendii, în cazul cărora pompierii au stabilit că focul a pornit de la instalația panourilor fotovoltaice. Surse din anchetă spun că în 2 dintre cazuri, cei care le-au instalat nu aveau autorizațiile necesare. Un element de noutate în activitatea pompierilor prahoveni l-au constituit incendiile care au izbucnit la nivelul panourilor solare sau al instalației electrice aferente. Au fost înregistrate un total de 4 astfel de incendii. Problemele apar din cauza cablurilor care fac legătura între panouri și invertorul de energie, dacă materialele nu sunt de calitate sau firele nu au fost bine izolate. Conectorii trebuie să fie conectorii originali, cleșele de sertizare trebuie să fie un clește omologat, instalatorul să fie autorizat. O firmă autorizată cere pentru montarea unui sistem 100 de euro pe kilowatt. La o instalație de 5 kilowatt, o persoană plătește cel puțin 500 de euro, la care se adaugă alte costuri, în funcție de mărimea casei. Cei care vor să plătească mai puțin au început să-și monteze singuri instalația. De altfel, există și grupuri pe rețelele de socializare, care au peste 14.000 de utilizatori, unde oamenii le dau sfaturi celor care vor să monteze singuri panourile. Aceste practici sunt ilegale însă. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar distribuitorul de energie are dreptul să deconecteze acele instalații. Specialiștii recomandă proprietarilor de case cu sisteme fotovoltaice să facă revizii periodice și întreținere regulată a echipamentelor. Astfel pot fi remediate eventuale probleme. Claudia Nițoi, ProTV.